Zeci de obiecte dacice realizate din os, cochilii de melc și corn, descoperite în mai multe situri din țară, sunt reunite în expoziția Artă și Meșteșug în epoca regatului dac. Expoziția Artefacte de os și corn este deschisă la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Pentru a reda cât mai fidel modul în care se prelucrau obiectele în perioada dacică, organizatorii au pregătit chiar și un colț al unui atelier dacic, din care nu lipsesc paiele și scoarța de copac. Cercetătorul științific Iosif Ferenc de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva s-a ocupat în mod direct de această expoziție. Expoziția își propune să pună în valoare obiecte arheologice care de obicei sunt mai puțin băgate în seamă de către public și de către specialiști. Obiecte mai puțin cunoscute, adică cele realizate din materii dure animale, din os, din corn, din cochilii de melci și așa mai departe. Iar expoziția își propune să pună în fața publicului povestea acestor artefacte, plecând de la ceea ce înseamnă ele, trecând prin sursele de obținere a materiilor prime, modalitățile de recoltare, inclusiv modul în care ele erau prelucrate.